Totul s-a petrecut joi la orele prânzului la marginea orașului Năvodari. Localnicii spun că încă de dimineață tânărul dădea târcoale locului unde și-a găsit sfârșitul, însă nimeni nu i-a dat prea mare importanță. Vă trăiau s-a dus așa în gândurea cu mâinile în buzunare. Era 9:30. Nu zicea nimic. Trecea pe stradă, se ducea încolo, venea înapoi. Nimic. Potrivit martorilor, bărbatul în vârstă de 32 de ani venise în vizită la un fost coleg de serviciu. I-a povestit ce avea pe suflet, apoi a pornit spre calea ferată. Prietenul ăla cam părăsiseră, a reușit vecinul ăsta deja să-l oprească. A stat într-un șanț mai acolo. Și când a venit în trenul, a plecat de lângă el, a vrut să-l oprească, să-l... Nimic, a ajuns la tren deja. Da. De un fel de depresie sau știu ce a avut el. Era supărat, prea bătut? Da, a bătut. Dar nu v-a spus de ce? Nu. Un tren care transporta marfă l-a lovit pe bărbat, lăsându-l fără suflare, lângă șinele de fier. Pompierii stației Emilia Năvodari, un echipaj de ambulanță, dar și un elicopter SMURD au intervenit astăzi pentru o persoană surprinsă și accidentată de un tren în localitatea Năvodari. După 45 de minute de proceduri medicale, echipajul de pe elicopterul SMURD l-a declarat decedat. Trupul neînsuflețit a fost depus la morgă în vederea efectuării necropsiei, iar oamenii legii au declanșat o anchetă.